20 de artiști plastici din Republica Moldova și România au pictat în aer liber frumusețea Orheiului Vechi. Artiștii s-au inspirat din casele țărănești, porțile din piatră, biserica și clopotnița din complexul muzeal în cadrul unei tabere de creație. Proiectul a fost realizat de Ambasada Republicii Moldova la București, în parteneriat cu Centrul Cultural UNESCO Mihai Eminescu din România. După ce s-au inspirat din frumusețea rezervației cultural-naturale Orheiul Vechi, artiștii și-au expus lucrările la Teatrul de Operă și Balet Maria Bieșu. Expoziția este momentul culminant al unui proiect ce a debutat în luna mai la București, unde au fost invitați artiști din Republica Moldova. Să descopere bijuteriile arhitecturale ale capitalei României. La acest eveniment a fost invitat domnul ambasador Victor Chirilă și dânsul ne-a transmis invitația ca să vină de data aceasta în toamnă pictorii din România în Republica Moldova și să descopere frumusețile și peisajele din zona Orheiul Vechi. Stabilit la București, Vitalie Butescu, originar din Republica Moldova, a fost încântat să revină la Baștină. E ceva foarte înălțător să ajungi acasă să pictezi în locurile unde cândva ai pictat când erai student. E un peisaj mirific, dar porțele au o semnitate și un loc aparte. În lumea asta nu cred că am mai văzut să fie porți puse așa în valoare, adică prin stâlpe ăștia de baza noastră. Bătăceniu este maxim concentrare de artistism, creativitate și picturalitate, cred că, în Republica Moldova, pentru că acolo, într-adevăr, găsești peisaje inedite. Biserica aceasta, stâncile, porțile, dar porțile sunt o deosebire absolut fantastică. Este prima dată când vin în Republica Moldova și am fost plăcut surprins și mai ales de satul în care noi am tot mers și am tot lucrat. E vorba de Butuceni. Am descoperit peisaje fantastice, frumoase. Toamna este o bucurie de culoare. Aici avem un apus? Un apus de soare, da. Cel mai tânăr pictor, Arsenie Caisân, este elevul Liceului Academic de Arte Plastice Igor Vieru din Chișinău. La această expoziție am redat toți lucrări inspirate într-un loc istoric, un loc ce ne definește ca popor. Vernisajul a marcat un eveniment important la Opera Națională. Reinaugurarea sălii de expoziții sau galeriei Opera Art Gallery. De astăzi vor avea loc în permanență expoziții de arte plastică spre bucuria spectatorilor și spre bucuria artiștilor. Expoziția va fi desfășurată până pe 20 noiembrie la Teatrul de Opere și Balet Maria Bieșu. Apoi lucrările vor fi prezentate la București.